În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. De aceea și voi, având împrejurul nostru atâta nor de mărturii, să lepădăm orice povară și păcatul ce grabnic ne împresoară și să alergăm cu stăruință în lupta care ne stă înainte. Cu ochii ațintiți asupra lui Iisus, începătorul și plinitorul credinței, care pentru bucuria pusă înaintei a suferit crucea, n-a ținut seama de ocara ei și a așezut de-a dreapta tronului lui Dumnezeu. Luați bine aminte, dar, la cel ce a răbdat de la păcătoși asupra sa o atât de mare împotrivire, ca să nu vă lăsați osteniți, slăbind în sufletele voastre. Amin. Din Sfânta Epistolă a Sfântului Apostol Pavel către Evrei, din capitolul 12, versetele de la 1 la 3. Preacucernice, părinte profesor, preacucernici părinți, iubiți frați și surori în Domnul, slăvit să fie Domnul! Într-un veac dominat de ură, într-un veac dominat de păcat, într-un veac dominat de insecuritate, Sfinții lui Dumnezeu, de pe acest pământ românesc, au adus înnoirea neamului românesc. Din păcate, societatea contemporană nu înțelege acest lucru. Dar măcar noi, cei din oastea Domnului, ar trebui să ne rugăm lui Dumnezeu pentru luminarea minții noastre, pentru încălzirea inimii noastre, ca să înțelegem. Și așa cum am auzit, să ducem mai departe acest mesaj, că Sfinții lui Dumnezeu de pe acest meleag, de pe acest tărâm, au adus și au contribuit din plin la înnoirea neamului românesc. Așa a fost părintele Iosif. Așa au fost calfele acestuia. Fratele Traian, fratele Marini și toți ceilalți sfinți înaintași. Fiecare au adus prin puterea Duhului Sfânt o înnoire a neamului românesc. Ne merge rău pentru că nu conștientizăm acest lucru. Iar intelectualii, cei care spun intelectuali în această țară, sunt departe de a conștientiza acest lucru. Că lucrarea oastei Domnului prin astfel de înaintași și astfel de sfinți mărturisitori au avut o contribuție plenară, fundamentală, decisivă pentru înnoirea neamului românesc. Tot ceea ce am auzit aici putem să conturăm într-o singură concluzie, și ceea ce se va mai vorbi
Și în seara aceasta și mâine, cu ajutorul lui Dumnezeu, putem concluziona într-o singură frază, într-un singur dicton, pe care nu-l luăm în seamă, pe care îl batjocorim, pentru că ne încredem în propriile noastre puteri, în mintea noastră. Iar acest dicton sună așa: să nu disprețuiți rădăcinile. Repet, să nu disprețuiți rădăcinile, fraților. Dacă dorim să rămânem următori a acestor sfinți care au înnoit neamul românesc, trebuie să ne întoarcem la rădăcină și să nu o disprețuim. O rădăcină este la Sibiu, părintele Iosif. O rădăcină este aici, la Mizieș, fratele Traian. Și mai sunt multe rădăcini cunoscute și necunoscute de noi, pe care Dumnezeu le-a plantat puternic prin dreapta lui de Dumnezeu în acest pământ al României. De la ei avem sevă, fraților. De la ei mai avem încă această putere de a veni în locurile acestea pentru a ne întări unul pe altul, pentru a lua hotărâri puternice de a-L urma pe Hristos așa cum am primit de la ei. Să nu disprețuim rădăcinile. Toate problemele noastre din viața curentă, din viața cotidiană, din biserica noastră, din neamul nostru, converg din această disprețuire a rădăcinilor. Încă din antichitate și încă din perioada umanistă, mi-aduc aminte de Petrarca, care la un moment dat, tot așa, în niște situații foarte dramatice prin care trecea Europa și lumea, a strigat ad fontes, adică înapoi la izvoare, fraților. Suntem aici lângă un izvor. Fratele Traian este un nesecat izvor pentru lucrarea oastei Domnului și pentru biserica noastră ortodoxă. Haide să nu-l astupăm. Haide să săpăm și mai mult în această temelie pe care ei au pus-o și să adâncim acest fluviu duhovnicesc care vine de la Duhul Sfânt, adică lucrarea oastei Domnului, să curgă mai frumos, mai sfințitor, mai aducător de suflete la crucea lui Hristos. De multe ori mi-aduc aminte de un cuvânt a preasfințitului Nicolae, episcopul martir al Oradiei, care într-o adunare generală care s-a desfășurat la Oradea în perioada interbelică, exact așa a spus despre lucrarea oastei Domnului, pentru că îi cunoștea pe înaintașii din această parte a țării. S-a amintit aici de fratele avocat Pavel Malița, de fratele Traian, și se adresa preoților care erau prezenți la adunările frățești din Oradea Mare. Și vlădica Nicolae a spus așa de frumos: oastea Domnului este un fluviu duhovnicesc care curge cu puterea Duhului Sfânt și care a primit de drept matcă biserica. Oastea Domnului curge prin mijlocul bisericii. Să nu băgați în fața acestui torent duhovnicesc, spunea preasfințitul, să nu băgați obstacole, ca nu cumva acest torent să curgă pe lângă biserică, pentru că Duhul Sfânt l-a săpat cu puterea Lui prin mijlocul bisericii noastre bune și slăbune. Noi să adâncim această matcă pe care mâna lui Dumnezeu a pus-o, să curgă mai frumos, mai sfințitor. Și iată că a curs până la noi, fraților, prin astfel de înaintași, prin astfel de stări,
prin astfel de jertfelnicii despre care am auzit atât de frumos vorbindu-se și în seara aceasta. Fraților, ne confruntăm astăzi în societatea contemporană cu o pierdere masivă a identității noastre. Nu mai știm cine suntem. Nu știm de unde venim și încotro mergem. Îmi aduc aminte de cuvintele marelui gânditor creștin Petre Țuțea, că omul în absența lui Dumnezeu este un biet animal rațional care vine de nicăieri și se îndreaptă spre nicăieri. Iată, de aceea noi păcătuim, de aceea noi disprețuim aceste valori autentice ale neamului și a bisericii noastre, pentru că nu mai știm care ne sunt rădăcinile, pentru că nu dorim să ne întoarcem la izvoarele acestea pentru a lua putere să mergem frumos, așa cum am promis. Spunea Sfântul Teofan Zăvurâtu, să nu vă uitați niciodată căldurea inimii din tâi. Noi vorbim în adunările oastei Domnului despre dragostea din tâi. Iată legătura între Sfinții lui Dumnezeu. Să nu lăsați să se răcească căldura credinței voastre și a dragostei voastre. Căci numai așa îl veți putea urma pe Domnul. Numai așa veți putea lupta contra păcatului zilnic, așa cum am învățat. Spunea Sfântul Ierarh Nicolae Velimirovici, cine renunță la Iisus Hristos, renunță la scopul vieții. De aceea noi ne pierdem identitatea, nu știm care este scopul vieții noastre. Dacă am face un mic sondaj de opinie în societatea contemporană, vom afla niște răspunsuri teribile despre scopul vieții. Dar scopul vieții este Iisus Hristos, cel răstignit și înviat. Așa cum ni l-a prezentat Părintele Iosif prin lucrarea oastei și așa cum a continuat să ne-o prezinte toți ceilalți sfinți înaintași și fratele Traian. De aceea, fraților, ne-am pierdut identitatea noastră în Iisus Hristos datorită păcatului și desprețuirii acestor rădăcini sfinte. Am căzit un cuvânt frumos al Sfinților Părinți despre păcat. Și spuneau că păcatul întotdeauna implică un exil. Păcatul înseamnă întotdeauna un exil, adică îndepărtarea noastră de Hristos, de Dumnezeu. Începând de la Cain, care știm prin păcatul lui, a trebuit să fugă, a fugit de fața lui Dumnezeu. Adică un exil, vedeți, ne autoexilăm atunci când păcătuim cu voia împotriva preasfintei trăimii. Păcatul întotdeauna implică acest exil dureros și de aceea nu mai știm cine suntem și nu ne mai cunoaștem rădăcinile și acești sfinți înaintași pe care, iată, îi serbăm. Am găsit acest lucru și în înaintașii culturii noastre românești, la marele poet Mihai Eminescu și la cronicarul moldav Miron Costin, care la un moment dat în scrierile lor spuneau așa: persistența în păcat te poate conduce la un lucru foarte îngrijorător, acela de a deveni vrășmaș al lui Dumnezeu. Să ne ferească bunul Dumnezeu de această stare, fraților, pentru că din aceste motive venim aici la izvoare și la rădăcinile noastre sfinte. Să nu cumva să devenim niște vrăjmași al lui Dumnezeu prin viața noastră păcătoasă, prin nedesprinderea inimii noastre de lucrurile acestea perisabile ale lumii în care trăim. De aceea venim în locul ca și acestea, să-i dăm prezentul nostru lui Hristos. Nu mâine, nu poi mâine, așa cum spun sfinții lui Dumnezeu. Marea greșeală a omului este că îi dă viitorul lui Hristos și prezentul îl dă diavolului. Mai știm noi ce poate să se întâmple în viitor, peste câteva ore, peste câteva zile, acum, aici.
Să-i dăm prezentul nostru, să-i dăm viața noastră, să-i dăm inima noastră Mântuitorului Iisus Hristos. Că atunci vom fi în siguranță, atunci vom simți pacea Lui, iubirea Lui, dragostea Lui. Și așa vom putea merge frumos pe cărarea pe care a deschis-o El prin Sfânta Cruce. De aceea, fraților, lucrarea aceasta a oastei Domnului, eu așa o văd, ca o înnoire a neamului românesc, nu numai a bisericii românești, ci a întregului neam românesc. Și cred că va veni ziua când se va conștientiza acest lucru, că lucrarea oastei Domnului a adus reînnoirea neamului românesc. Oastea Domnului este o curea de transmisie, fraților, care ne ridică deasupra moralului și deasupra religiosului și ne ridică într-o etapă superioară a vieții noastre despre care vorbesc sfinții, și anume viața duhovnicească. Părintele Iosif și fratele Traian nu ne-au dorit doar morali în societatea aceasta, nu ne-au dorit doar niște oameni religioși în societatea aceasta, ci niște oameni duhovnicești, adică niște oameni care trăiesc după Duhul Sfânt. Părintele Arsenie Boca vorbea în scrierile sale despre viețile omului, viața vegetativă, care este, o trăim încă din pântecele Maicii noastre, când eram în pântecele mamelor noastre, era această viață vegetativă. După ce ne-am născut, a venit această viață biopsihică și spune părintele Arsenie, dar mai există un etaj al vieții pe unde ne vrea Hristos, unde ne conduc sfinții, unde toată Evanghelia și toate slujbele bisericii doresc să ne ridice, și anume la viața duhovnicească. Vă dau doar un singur exemplu, mai țineți minte acea convorbire a tânărului bogat cu Mântuitorul Iisus Hristos. Ați văzut că Mântuitorul a început cu ABC-urile vieții, știi poruncile. Ce trebuie să fac ca să moștenesc împărăția cerurilor, a întrebat. Știi poruncile? Și ce răspuns a dat tânărul? Doamne, astea din tinerețile mele le-am ținut. O, atunci te ridic în lojă. Te ridic în loja academică a vieții duhovnicești. Ei, dacă vrei tu să fii desăvârșit, te-a zis Mântuitorul, și știți mai departe. Vinde tot ce ai. Vedeți cum Mântuitorul ne raportează la viața cea duhovnicească, la care toți sfinții au ajuns. Fratele Traian a ajuns la o viață duhovnicească, adică după Duhul Sfânt. Părintele Iosif a ajuns la o viață duhovnicească. De aceea, fraților, potrivit acestui lucru, trebuie să facem un lucru al vieții duhovnicești, al trăirii după Duhul Sfânt, și anume, ne lipsește acțiunea și trăirea a tot ceea ce am auzit noi de la acești sfinți înaintași. Experimentul vieții duhovnicești. S-a spus bine aici în seara aceasta. De aceea nu-l vom înțelege niciodată pe fratele Traian și pe toți sfinții lui Dumnezeu, pe părintele Iosif, dacă nu vom încerca după putere să trăim și să experimentăm din Duhul Sfânt. Frumoasă vorbirea noastră, poate fi chiar teologică vorbirea noastră, dar dacă nu cercăm Duhul Sfânt, dacă nu intrăm în această școală a vieții duhovnicești la care părintele Iosif ne-a chemat prin lucrarea oastei Domnului, degeaba, fraților, nu-l vom înțelege. Și dacă am ști pe de rost întreaga opera fratelui Traian și toate poeziile sale și toate meditațiile sale, dacă nu încercăm să trăim, dacă nu încercăm să experimentăm după puterea pe care Duhul Sfânt, Harul Duhului Sfânt ne-a dat-o fiecăruia dintre noi, zadarnică alergarea noastră, zadarnică venirea noastră. Haide să încercăm din seara aceasta, iată, când ne aducem aminte de la cei 30 de ani care au trecut de la plecarea fratelui Traian, să cercăm și noi după puterea noastră. Am găsit aici un cuvânt așa de frumos și o paralelă între fratele Traian și un alt sfânt al lui Dumnezeu din Biserica Rusiei secolului 19, episcopul sfânt Teofan Zăvorâtu, care spunea așa de frumos
Vedeți că trebuie să cercăm lucrurile Duhului, că trebuie să ne desprindem în inima noastră de simpatiile acestei lumi printr-o hotărâre. Iată cum Sfinții lui Dumnezeu vorbesc despre o hotărâre de a rupe cu păcatul și a lupta pe drumul acesta. Leapădă-ți interesele tale și urmează-L pe Domnul. Iar fratele Traian ne spune așa de frumos despre experiența Duhului Sfânt. Spune așa de frumos și vreau să dau doar câteva citate din extraordinarele sale meditații. Una dintre ele îmi vine acum în minte și spune așa: nu poți să-L despăgubești pe Hristos cu vorba pentru ceea ce L-ai păgubit cu fapta, fraților. O, cât L-am dezamăgit pe Mântuitorul Iisus Hristos cu faptele noastre, care au fost fapte ale întunericului, ale neorânduirii, ale lucrurilor lumii acesteia. Și zicea fratele Traian, nu-L poți despăgubi pe Hristos cu vorba. Un alt cuvânt a fratelui Traian, ca să vedeți îndemnul la acțiune și la trăirea duhovnicească. Spunea fratele Traian, cel care mărturisește doar cu gura are o misiune ușoară, dar cel care încearcă să mărturisească și cu trăirea sa și cu jertfa sa, atunci va înțelege ce înseamnă renunțarea la sine. Luarea crucii și urmarea, luarea crucii personale și urmarea lui Hristos. Acela va înțelege ce înseamnă asceză. Noi de multe ori ne speriem de acest cuvânt, că trebuie să fim și noi, după măsura puterii noastre pe care ne-a dat-o Dumnezeu, trebuie să experimentăm această asceză, pentru că prin asceză se întâmplă un singur lucru. Ne dezînvățăm de lumea aceasta prin asceză și începem să învățăm câte ceva despre lumea cealaltă, și aceasta se face doar printr-un exercițiu continuu de asceză. S-a vorbit aici de fratele Traian și am auzit poezia fratelui Traian când spunea că Tu știi, Doamne, cum se muncește, în ce condiții se muncește când ești flămând. Fratele Traian era într-o continuă asceză, părintele Iosif la fel. Deci iată, prin astfel de lucruri, să știți că ne deslumim de lumea aceasta și ne îmbogățim de Duhul lui Dumnezeu. Să facă bunul Dumnezeu, să înțelegem lucrul acesta și să-L punem în inimile noastre, ca să mergem frumos și noi, după puterea aceasta pe care am primit-o. Și spuneam de Sfântul Teofan Zăvurâtul, care spunea așa de frumos: Dumnezeu cere fiecărui om după puterea pe care o are, și lui Dumnezeu îi place să-L găsească pe om în această tensiune a mântuirii, în această tensiune lăuntrică, numai să vrei, Doamne, vreau și eu să fiu lângă Sfinții Tăi, numai să vrei și să încerci. Aceasta este lucrarea oastei Domnului și la această viață duhovnicească, deci după Duhul Sfânt ne-a chemat și fratele Traian și toți sfinții înaintași ai lucrării. De aceea, fraților, trebuie ca această căldură și a inimii și căldura dragostei din tâi să ne întărească inimile noastre, pentru a înțelege că rădăcinile noastre sunt aici și că trebuie să rămânem în rădăcină dacă dorim să mergem smeriți, uniți și frumoși în credința în care au adormit și au înviat bunii și străbunii noștri înaintași. Facă bunul Dumnezeu pentru rugăciunile Născătoarei de Dumnezeu, pentru rugăciunile Sfinților Apostoli Petru și Pavel, pentru rugăciunile celorlalți Sfinți Apostoli și înaintași și ai neamului românesc și ai bisericii noastre, să ne ajute la toate acestea să mergem frumos, smeriți, în învățătura din tâi, pentru a ne bucura împreună în cerul Mântuitorului Iisus Hristos, a Preasfintei Treimi, cu toți Sfinții și cu Maica Domnului. Amin. Dăm slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh. Amin.